UPL vă recomandă Xanadu. Bun, am revenit în direct împreună cu domnii Ioan Oleleu, vicepreședinte ANSVSA, Nicu Cioranu, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine, păstorul Crișana Arad și Ioan Bodea, fermier. Un alt telespectator, pentru că, așa cum am amintit și ceva mai devreme, sunt oameni din diferite zone de activitate care vor să primească răspunsuri la spețele pe care le au. Domnul Cornel Stroiescu vă întreabă dacă ANSVSA știe de amenzile date de Consiliul Concurenței Crescătorilor de Păsări și Animale sau dacă a fost consultată instituția. Sunt foarte mulți fermieri în pragul falimentului. Trebuie să recunosc, în ceea ce privește sancțiunile și implicarea Consiliului Concurenței în domeniul zootehniei, nu avem informațiile și datele necesare, nu cunoaștem spețele. Aș dori să revin foarte pe scurt, dar pot să mă interesez și să vedem, să punem întrebările necesare, cu toate că este o altă instituție și, în mod sigur, regulile de funcționare și tematicile de control, nu în ultimul rând de verificare, dânsii le știu foarte bine și, în mod sigur, respectă legislația în acest sens. Nu cunoaștem acele sancțiuni aplicate de către Oficiul Concurenței. Nu știu la ce se referă mai concret, care ar fi măsurile. Oricum nu sunt sancțiuni din domeniul sanitar-veterinar, probabil sunt alte sancțiuni legate de practici sau, mă rog, atribuțiile care sunt în dreptul Oficiului Concurenței. Referitor la schimburile intracomunitare de animale de care vorbea domnul Cioran, apărarea sănătății animalelor la nivel național trebuie să fie un deziderat comun, servicii veterinare și asociațiile de profil. Nu în ultimul rând, toate aceste practici de comercializare, de schimb intracomunitar, trebuie să le facem după niște reguli foarte clar stabilite. Nu se pune problema de a nu avea încredere într-un serviciu veterinar de pe din altă țară, dar sunt și analize și măsuri luate de către serviciile sanitar-veterinare din România atunci când au anumite suspiciuni și pot să vă dau eu un caz concret. Am avut un transport de animale în număr destul de mare, care cu toate că erau certificate din punct de vedere sanitar-veterinar și aveau documentele, am luat măsura să recoltăm încă o dată probe, era vorba de bovine, probe de sânge în direcția Blutongului și am avut surpriza ca peste 90% din efectivul respectiv să înregistrăm Blutong. Am aplicat măsurile necesare cu rapiditate și astfel am evitat declararea și răspândirea bolii în zona respectivă. Nu cred că trebuie să vorbim aici de cazuri izolate, de anumite interpretări ale legislației. Există posibilitatea ca atunci când o anumită exploatație oferă condițiile de biosecuritate și pentru efective, pentru că este foarte important dumneavoastră să fiți protejat. Aduceți 50, 60, 70 de berbeci, aduceți într-o exploatație unde avem indemnitatea foarte clar stabilită. Dumneavoastră știți că nu aveți evoluția unor boli, dar respectarea condițiilor minime în ceea ce privește carantinarea acestora până ajung buletinele de analiză, până ajung probele și rezultatele, este foarte importantă și pentru noi, dar și pentru dumneavoastră. În ceea ce privește analizele care se efectuează în diverse laboratoare, vreau să vă spun că în momentul de față suntem într-o evaluare la nivel național a tuturor laboratoarelor, astfel încât să uniformizăm efectuarea analizelor, să nu mai fie nevoie în măsura în care reușim acest lucru și, în mod sigur, vom face acest lucru, să redimensionăm tot ce înseamnă capacitatea analitică la nivel național, ținând cont de realitatea din teritoriu. Adică dacă într-o zonă, cum vorbim de zona Aradului, avem crescători de animale cu o perspectivă clară în acest subiect, clar că va fi nevoie să dezvoltăm capacitatea analitică în domeniul sănătății animalelor. Dacă într-o anumită zonă
vorbim de București, avem solicitări și e nevoie să intervenim în zona analitică a produselor de origine animală, va fi nevoie să dezvoltăm acele capacități analitice. Deci în perioada următoare, toate aceste probleme legate de efectuarea unor analize într-o parte sau alta, nu în ultimul rând, am avut probleme și discuții foarte mari pe ceea ce înseamnă genotiparea. La un moment dat, dacă bine vă aduceți aminte, erau doar două laboratoare care efectuau această analiză și inclusiv în acest domeniu, în perioada următoare, va trebui să discutăm și să stabilim o strategie la nivel național privind genotiparea berbecilor. Dumneavoastră, în ceea ce privește ferma, exploatația autorizată din punct de vedere sanitar veterinar, atunci când ați primit un cod TRESIS, în mod sigur ați primit și derogarea, dacă a fost necesar să primiți o derogare pentru exploatația dumneavoastră în condițiile în care ați avut spațiile necesare, astfel încât să vă asigurați sănătatea și a efectivelor pe care dumneavoastră le aveți în ferma respectivă, dar în mod sigur, acolo unde colegii au făcut o evaluare la nivelul exploatației și au considerat că nu se pot asigura condițiile minime în ceea ce privește carantinarea animalelor care vin dintr-o zonă sau alta, au luat această decizie. Va fi nevoie să analizăm totuși acest subiect la nivel național, pentru că, așa cum am spus, trebuie să facem front comun pentru apărarea sănătății animalelor, iar un efectiv de 10, 20, 40 de berbeci introdus într-un efectiv de 1.000-1.500 de ovine, fără să fie niște reguli foarte clar stabilite, când vine, unde vine, care este spațiu, analizele care se efectuează, ne pot crea probleme, nu numai nouă, dar ne pot crea probleme inclusiv la nivel național. Eu m-am referit, domnul vicepreședinte, la decizia unei persoane. Acum, care, domnul Cioran, care, anumite chestiuni... Îmi scotea vreo 500 de lei din buzunar. Domnul Cioran, mai bine ca mine nu se gândește nimeni la sănătatea animalelor din fermă. Am înțeles. Anumite chestiuni izolate, în mod sigur, va fi nevoie să ajungă sub o formă sau alta. Ideal ar fi sub o formă oficială să ajungă pentru a fi analizate și la nivel de conducere, astfel încât să încercăm o uniformizare corespunzătoare și niște reguli clare. Nu spun că nu pot exista anumite interpretări diferite sau poate chiar anumite greșeli omenești, dar acestea cred că sunt probleme peste care putem trece și le putem găsi rezolvarea în perioada următoare. De acord cu dumneavoastră. Aș mai avea o întrebare, care am tot spus-o de ani de zile. Domnul vicepreședinte, ne lovim de, să zic, mișcarea animalelor între fermier și un târg. Acum am tăcut de 2 ani de zile că târgurile sunt închise. Asta e altă întrebare, dar... Altă supărare a crescătorilor. Știți ce se întâmplă în România? Vă dau un exemplu. Vreau să fac, să schimb 4 berbeci ca să nu se mai întâmple, să nu ajung la consanguinizarea în fermă și vreau să iau de la mine din Arad, să-i duc la un văr de-al meu în Ialomița, că amândoi am cumpărat 8 berbeci și i-am schimbat între noi. Dacă mă duc, deci mie nu mi-autorizează sistemul veterinar, nu vrea să mi-autorizeze o remorcă făcută de fabrică special pentru transport animale, nu mă autorizează să-mi duc animalele strict de la mine din fermă. Și atunci, am două variante. Ori închiriez pe cineva și mă costă din 4 berbeci, unul sigur îl dau lui la 500 de kilometri, ori fac o ilegalitate, scot formularul de mișcare și îi pun într-o remorcă și când mă oprește cineva, mi poate confisca sau îmi dă o amendă de iară. Deci, părerea mea, haideți să ne aplicăm totuși. Sigur. În primul rând, vreau să vă spun următorul lucru. Nu faceți ilegalități, dar referitor la autorizarea mijlocelor de transport, am scos inclusiv acea obligativitate să documentezi, să aduci de la alte instituții dovada faptului că acel mijloc de transport
corespunde. Este o procedură simplu, medicul veterinar vede mijlocul de transport, face un referat scurt și el se înregistrează din punct de vedere sanitar veterinar. Nu văd o problemă, chiar în direcția de unde vin eu, mijlocele de transport, procedura de autorizare a lor este una relativ simplă, nu durează mai mult de o zi, două zile. Chiar vă rog să îmi prezentați... pe persoană fizică, domnul vicepreședinte? Nu pe persoană fizică, n-am vorbit de persoană fizică, dar aici cred că va fi nevoie să o analizăm, vorbim de o legislație. Eu nu vorbesc de persoane fizice, doar de mijloacele de transport. Dumneavoastră a spus de mijloacele de transport. Pe persoană fizică. De persoană fizică. În ceea ce privește autorizarea mijloacelor de transport pe persoane fizice, nu există în momentul de față această posibilitate. Legislația este pentru persoane juridice constitui sub o formă, persoană, PFA, SC și așa mai departe. Dar este un subiect la care va trebui să ne aplecăm. Nu văd o problemă dacă am găsit soluții la probleme mult mai complexe, cum ar fi o unitate de sacrificare, să găsim soluții și la mijloacele de transport care sunt deținute de către persoane fizice. Și mă gândesc atunci când un fermier face dovada că deține animalele respective, și aici nu vorbim de intermediar. Vorbim strict o nevoie să schimbăm două animale, trei, să ducem un berbec la un târg. 3 oi, sigur, 7 oi. Un mijloc de transport autorizat din punct de vedere sanitar veterinar presupune și o măsură destul de serioasă de prevenție în ceea ce privește curățirea mecanică a mijlocului de transport, el să corespundă unor cerințe minime. Știți ce e interesant? Iertați-mă că vă întrerup și că îmi permit să spun lucrul ăsta, dar samsarii de obicei n-au niciun fel de probleme în sensul ăsta. Cei care fac bijniță cu animale, ăia sunt și autorizați, corespund, nu ia nimeni la întrebări serios. Asta e părerea celor mai mulți crescători și mi-am permis să citesc un mesaj venit de la cineva care a avut... Vă rog. Întrebare. E vorba despre autorizarea unei mașini, unei remorci. Cum nu e vorba despre... Domnilor, forma de funcționare. Adică această mașină, indiferent cum are PFA, Bodea sau are Bodea, acea mașină trebuie autorizată după capacitatea mașinii, adică corespunde sau nu corespunde. După caracteristicile ei. Indiferent. Cred că lucrurile sunt foarte simple. Foarte simplu. În momentul de față avem legislația la care ne referim și eu și colegii din teritoriu. Putem să analizăm și din punctul meu de vedere, un mijloc de transport care corespunde structural, cred că poate să transporte aceste animale și din punct de vedere așa sanitar veterinar. Indiferent cine e în spatele lui. 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu Natura. Bun, am revenit în direct. Domnul Cornel Sturescu, mare o întrebare pentru domnul vicepreședinte vis-a-vis de importuri. Cum sunt controlați importatorii de alimente? Care este autoritatea de control și dacă mai sunt controle în graniță? Sunt două chestiuni, importurile și schimburile intracomunitare, adică schimburile într-o comunitare, tot ce înseamnă din țările Uniunii Europene și importurile. Dacă vorbim de importuri, legislația este foarte clară, fie că vorbim de produse de origine animală sau de produse de origine non-animală, da, se verifică în vâm, se recoltează probe, nu în ultimul rând monitorizarea atât sub aspect organoleptic, fizico-chimic și nu în ultimul rând din punct de vedere al rezidurilor. Există această monitorizare la nivel național, cu atât mai important cu cât în cazul importurilor România de cele mai multe ori este poartă de intrare în Uniunea Europeană, iar regulile sunt foarte clare, sunt reguli care se aplică în orice stat de la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește schimburile intracomunitare, dacă domnul face referire la schimburile intracomunitare, suntem sub jurisdicția legislației comunitare, dar și acolo avem
controle, monitorizări la tot ce înseamnă produse de origine animală, fie că vorbim de materii prime sau produse finite cu un anumit grad de prelucrare. Bun. Mai aveți întrebări pentru domnul vicepreședinte sau adresez eu întrebare? Avem întrebare. Eu aș avea întrebarea cheie. Întrebarea serii. Domnul vicepreședinte, ce speranțe avem să redeschidem târgurile de animale din România? Deci, foarte necesare, deci, fermierilor. O întrebare foarte bună. Practic, este o verigă importantă în ceea ce privește creșterea animalelor, pentru că, până la urmă, valorificarea este importantă în acest proces de creștere a animalelor. Târgurile s-au închis datorită evoluției pestei porcine la nivel național și aș putea să vă spun că în momentul de față avem împreună cu colegii, împreună cu conducerea autorității, o analiză pe care o să o finalizăm în perioada imediat următoare. Perioada imediat următoare însemnând una, maxim două săptămâni, și analizăm posibilitatea deschiderii târgurilor de animale la nivel național pentru animale altele decât specia porcină, pentru că și noi, ca și profesie, ca și medici veterinari, avem un interes de a menține și de a crește numărul de efective de animale la nivelul României, iar cred că acest lucru se va produce având în vedere și evoluția favorabilă a focarelor de pestă porcină, adică acestea au scăzut destul de mult și este un deziderat și al serviciilor veterinare să vedem aceste obiective că funcționează și poate și din acest punct de vedere să ne întoarcem la o normalitate după o perioadă lungă de pandemie. E nevoie și ca, să zic așa, această ultimă redută care încă mai are de suferit să trecem peste ea și să funcționeze aceste unități. Bun, ca să forțez eu un pic un răspuns al dumneavoastră, în procente, ce șanse sunt să se redeschidă târgurile astea? Cam cât la sută? În procente, redeschiderea târgurilor a fost o chestiune discutată inclusiv cu domnul ministru Chesnoiu. Și dânsul susține un astfel de demers, de astfel dânsul susține și tot ceea ce înseamnă această zonă de creștere a animalelor. Am făcut acest anunț în urmă cu două săptămâni la Agraria, ați fost prezenți și dumneavoastră, dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați fost prezent. Procentul de redeschidere a târgurilor se apropie de aproape 100%. Asta e deja mai mult decât bine. S-ar putea ca să luăm decizia ca în anumite zone, și clar că acolo unde mai avem focare și presiunea virală este destul de mare, nu în ultimul rând un rol important vor avea centrele locale de combatere a bolilor, care în funcție de evoluția pestei porcine poate să ia decizii de oprire atunci când situația o va impune, să ia decizii astfel încât indemnitatea teritoriului respectiv a județului să fie păstrată. Bun. Domnul Bode. Domnul vicepreședinte, aș vrea să mai fac o întrebare. Mă rog. Este vorba despre acești comercianți, mici comercianți, mijlocitori, cum se numesc, care sunt bineveniți, își fac treaba fiecare la locul lor, la curtea lor, dar o problemă care își vedea un pic și îi propune din partea fermierilor, acei mijlocitori care vin, ar la ei în mână F2, formularul F2 pentru mișcarea animalelor. Da. Care în momentul transportului, ei își completează singuri ăsta F2 pe transportul animalului, sunt de acord să-și facă activitatea lor, să transporte în continuare, să facă business-ul lor, dar aș propune ceva, că acest formular F2 să nu fie valabil fără viza medicului veterinar concesionar, fără semnătura proprietarului de vânzare animalelor. Adică el vine cu F2 și îl completează singur, el completează, semnează și pleacă cu animale.
Asta ar fi o propunere care să fie, nu prima activitate, nimănui, Doamne ferește, că ei știe cum desfășoară activitățile, dar acest formular F2 care reprezintă documentul prin care transport aceste animale... Haideți să răspundă, sigur, că nu mai avem decât 3 minute și poate mai luăm o întrebare. Să știți foarte bine ca și mine cum a apărut... Va fi ridicat, zice domnul Păle, ia uitați. Domnul Păle conlucrează la emisiunea asta. Și colegul domnului Oleleu. Îi transmit salutări, este chiar o inițiativă la care domnul Păle lucrează. Cred că ar trebui să ne întrebăm cum au apărut acești intermediari și știm foarte bine și eu și dumneavoastră, tot ca și o solicitare, dar ținând cont de anumite neconformități care le-am înregistrat în ceea ce privește circulația animalelor prin acești mijlocitori, în momentul de față avem o inițiativă astfel încât să modificăm radical tot ceea ce înseamnă procedura de transport, înregistrare și respectiv mijlocire a animalelor. Dorim ca această procedură să fie în mâna medicului veterinar, în colaborare cu fermierul sau cu asociațiile de profil, cele care într-adevăr fac această operațiune, să nu mai avem acele documente care sunt de altfel documente oficiale, să le avem în diverse locuri. Ele trebuie să fie sub un control al statului, pentru că ne-au creat multe, multe probleme în ceea ce privește circulația animalelor, o circulație de cele mai multe ori greu controlabilă și din acest punct de vedere și evoluția unor boli se face destul de dificil, pentru că medicul veterinar care girează sănătatea animalelor de cele mai multe ori nu știe care este statusul de sănătate pentru, în special pentru animalele care vin într-o anumită zonă. Corect. Bun, repede, ultima întrebare, cine o adresează? Eu vin cu o rugăminte, nu cu o întrebare. Bun, mai bine. Domnul vicepreședinte, marea rugăminte a mea este să clarificați situația cu Arabia Saudită. De ce? Pentru că urmează, în România încă acum nu se vând ei, a scăzut prețurile foarte tare și întreba un telespectator. Și ce se întâmplă? Îmi spuneau exportatorii care duc acolo, zice Nicu, dacă nu, Arabia Saudită este de acord să coboare procentul de la 100%, să zicem, la 20%. Zice, dacă nu se finalizează discuția între România și Arabia Saudită, tot din buzunarul crescătorului se rețin acei bani pentru analize. Deci ar fi păcat, o să vă spun următorul și este lucru. Pe repede înainte că începe sezonul. Ceea ce stă în dreptul serviciilor sanitari veterinare de la nivel național, operativitatea va fi maximă. Aici depinde foarte mult și de poziția pe care au serviciile sanitare veterinare din alte țări terțe, dar eu aș critica puțin modestia dumneavoastră. Cred că ar fi fost corect să ne cereți nouă și altor instituții să facem demersuri și pentru alte piețe și aici și dumneavoastră trebuie să vă angajați în aceste eforturi, pentru că nu vorbim doar de Arabia Saudită, vorbim și de Turcia, vorbim de alte țări care sunt interesate de a achiziționa animale de la noi. La modul general... Demarat dumneavoastră deja o campanie pentru... Haideți că nu mai avem timp să răspundă domnul vicepreședinte. Da, este o deschidere și ne-am propus să avem o operativitate maximă atât în ceea ce privește solicitările din teritoriu și nu în ultimul rând dialogurile cu serviciile sanitare veterinare din țările care sunt interesate și unde putem să ajutăm crescătorii de animale să ajungă cu ele acolo. Și nu vorbim numai de ovine, aici vorbim și de bovine și nu în ultimul rând vorbim chiar de sectorul pasăre sau carne de pasăre, cu toate că la nivel național din păcate înregistrăm în ultima perioadă evoluția unor focare de gripa aviară. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, pentru prezență, le mulțumesc și telespectatorilor și în final vreau să-i fac o invitație domnului vicepreședinte Oleleu. O dată pe lună, dacă aveți disponibilitatea, să ne întâlnim cu crescători din diferite sectoare. Sau cu procesatori. Acum am avut crescătorii de ovine, data viitoare poate stăm de vorbă cu cei din
zona de bovine, pentru că sunt și acolo multe, multe probleme și vreau să ne focusăm pe cât un domeniu de activitate. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență, pentru participare. Le mulțumesc celor de acasă. Mâine seară, Agricultura la Raport. Subiectul nostru de marțea este, ca de fiecare dată, accesarea banilor europeni. Rămâneți alături de AgroTV. Sănătate multă, să auzim de bine!